Vă rog să arătați că Parlamentul României respinge metoda arestărilor ca mijloc de presiune asupra de funcționării democratice a statului. Ideea că un parlamentar este deasupra legii este falsă. Votul de astăzi, ca și în alte cazuri, nu va însemna blocarea justiției, ci respingerea fermă a unei practici abuzive, arestarea înaintea judecării. Parlamentul României este supus unei presiuni uriașe, folosindu-se toate mijloacele, politice, mediatice și juridice. Care este scopul presiunii? Este cel pe care mulți dintre dumneavoastră îl șoptiți pe culoare, îl șoptiți în familii, îl șoptiți cu prietenii dumneavoastră. Instaurarea fricii prin hărțuire și folosirea arestării ca instrument modern de tortură, pentru a obține noi denunțuri. Toată societatea românească pare astăzi paralizată de frică.